Salutare și bine v-am găsit. Am vrut să filmez și înainte de asta, dar mi-am uitat cardul de la cameră sus, în cititorul de carduri, și m-am apucat de treabă ca să nu mai pierd vremea. Aici vedem că am aplicat următorul strat de kit. Na, când ai plasa aceea, cum e aici, aici pot să vă arăt mai în detaliu. E, în momentul în care ai inițial plasa, nu poți să încarci foarte mult, pentru că ți intră în găurile astea de la plasă și practic îți trebuie un strat fin care să fie de suport pentru straturile ulterioare. De aceea când ai plasa așa, cam așa arată primul strat, și după aceea primul strat umplând găurile poți să vii gros deasupra și să umpli din volum. Deci aici am încercat și cred că se vede destul de binișor. Treaba cred că stă mai prost pe dedesubt, dar mai nu crezi și pe aici, dedesubt este foarte greu să lucrezi, însă o să-i dau și pe aici forma. Am încercat cât de cât să merg oarecum, dar o idee, nu încercați să faceți din prima pentru că este volum foarte mare și o să stricați, o să vedeți că kitul se trage cumva el pe sine însuși și dacă încerci să te duci așa cu totul nu faci mare lucru. Am așteptat să întărească ăsta și după aceea o să umplu golurile astea care vin până în șina asta de jos. Aici am făcut-o cam aiurea. Da, să vedem. Că am mers așa direct. Ceea ce n-ar fi neapărat o problemă dacă... În fine, ăla și eu așa nu cred că o să zică nimeni nimic. Oricum nu rămâne așa, oricum o să... Da? Nu vă faceți griji pentru marginile astea care rămân. Important este să fie aproximativ aceeași înălțime, ca să tăiesc foarte ușor la șmirghel. Este important volumul să fie umplut. Uite, aici o să mai fie depus. De exemplu, aici este de umplut, pentru că e golă mare. Mine aici a fost și așa scobitură. Și încă se mai vede un pic. Nu știu cum pot să prind dacă dau așa. Dificil pe cameră să prind. Chiar în zona asta e așa. Da, deci per total nu trebuie să arate plan cum e aici tabla când ai cu kitul, pentru că asta se face din șmirghel ulterior, la ștefuire. Dacă vreți să faceți așa ceva, trebuie să știți că 80% din muncă cel puțin este doar șlefuirea. Mult șmirghel și multe ore de șlefuire. Asta e secretul. Mai am și pe aici, aici practic am refăcut și aripa. Se vede un pic că am luat-o așa, dar nu stau să corectez și asta, să fie cât de cât drept, să se vadă frumos, să fie la nivel, nu stau acum să mai ajung la linia roții, că nu se uită nici dracu la matiz. Și mai am buza asta să o îndrept și din spate, să nu se vadă chiar așa că bate la ochi. Să mai vin așa cu un strap prin spate ca să îndrept. Deci uite, asta ce rămân, moațele astea, o parte se mai rup și la mână. Ia să vedem. În funcție de cum a ajuns întăritorul în amestec, posibil să fie zone unde e mai moale, dar nu, s-a întărit acum. A, deci mai ies buzele astea, da, asta nu pot să rămân. Astea cu ceva ascuțit. Nu e, dar încă... Asta e un pic moale,
Na, iată. Na, asta o să o las pentru mâine, ziceam că mă apuc acum, dar... Nu știu că e complicat rău cu întăritorul ăsta, o chestie asta de culoare roșie, care se pune în kit, că nu știu, n-am găsit până acum nicio consecvență în cantități. Ba pun un kill și nu se întărește, ba pun două picături și mi se întărește pe șpacul. Deci nu, da, nu știu care e faza, pun și eu din ochi, de obicei pun mai mult, tocmai pentru că, iete. Asta e încă neîntărit. Și are vreo două ore. Da, am făcut și aici unde e la... Era de la o gaură de asta de... Și am astăpat gaura ca prostul. Asta îi dau o lovitură cu o șurubeniță, cu ciocanul, cu ceva. O gaură de asta de prindere de la bară. Și se dusese încoace. Da, cam asta e stadiul de acum. Am reconstruit și buza asta de aici, că aici nu mai exista nimic. Da, mă pregătisem să ies la șlefuit că se întunecă, dar nu e momentul. Și am scos și ușa asta din spate ca să nu-mi stea aici, că n-am cum să lucrez. Pe partea stângă era dincolo de balamale, a fost mai... Nu s-a dus atât de mult înspre față, dar aici a trebuit să mă duc până acolo. Da, asta e cu partea dreaptă, partea stângă urmează. Apropo, dacă aveți nevoie de vopseaua, este cod 92U pentru matiz. Depinde acum și cum arată și dacă a mai fost vopsită, că pe a mea am, cred că vreo 16 coduri. Așa că m-am dus la magazinul de vopsă, zicea acolo, haide să facem, să fie exact, domnule, pune aia, zic să fie cât de cât agriul ăsta, că zic, nu mai, acum e ou și așa, ou și așa, capot, altfel nu nimerim oricum. Da, cel puțin la mine cam asta e cea mai apropiată, e 92U și nu e prima dată când îmi iese așa. Și aici... Nu e, dar nu e ok că nu se șlefuiește calmă, asta trebuie să fie întărit bine. Așa că aștept o nouă zi, o nouă provocare. Și încă un sfat, când sunt... dimensiunile astea de reparat pentru voi, nu încercați cu așa ceva, că vă ies ochii din cap. Luați o gletieră ca la dacu glet, o umpleți cu șpaclu, după aia șbang. Și are și avantajul că fiind lungă face nivelare mai bine, așa dacă stă cumva între două colțuri așa și în mijloc ai gol. Dacă vei cu un șpacul, tu o să urmezi curba aia. Dacă vei cu asta, o să umpli spațiul care e între, cum ar fi aici. Aici e o curbură naturală a caroserii. Despre asta vorbesc, da? Acum dacă dau cu asta și vin așa de sus în jos, uite, mi-e umple spațiul ăla. Dacă ar fi să vin cu șpacul ăsta mic, o iau așa din aproape în aproape și rămâne golul. Vorbesc de situații în care ar fi cum e aici. Unde trebuie să îndrept, aici nu trebuie. Aici vine caroseria natural un pic mai înspre roata ca să facă aripa. Și dacă nu mai știu, cred că și aici trebuia să fie un pic mai, nu mai așa, dar v-am zis, nu mai îi dau... Îi dau eu o nouă formă. Nu mai stau să urmăresc acum să fie milimetric după cotele originale, că nu e asta scopul și pierd timpul nepomană. Am umplut și aici, pardon. Am umplut și aici la oală cu totul. Că aici e problema, unde se găurește de la rugină și aruncă de la roată.
și umple pragul de apă, motiv pentru care și ajunge așa cum e. Cam atât și ne vedem data viitoare, după ce șlefuiesc minunăția asta și eventual, sigur, mai urmează și încă un strat, că după toată șlefuirea asta o să mai rămână bucățele așa de nivelat. Cam asta e treaba, la dimensiunea asta n-ai cum să o dai odată și atât. Pe partea stângă, dacă nu mă înșel, a fost undeva în jur de 9 straturi. Putea fi reduse undeva la 7, dacă nu mă păcălea unii, că mi-au dat un kit de alt fel, să fărâmița mai ușor. Și da, a fost o experiență și cu ea. Și pentru chestii de genul ăsta, cum a fost aici. Și mai puțină rugină, că na, te duci, când ai, te duci peste. Era ceva de genul ăsta. Și chiar și aici a fost nevoie de 2 straturi, că na, curăț pe primul, mai rămân gropițe mici și mai dai pe al doilea să ajungi la nivel perfect. Atât, v-am salutat și ne vedem, cred că mâine.